Bună, sunt Larissa Banks și astăzi continuăm cu ghidul începătorului care arată pe ulei, partea a doua. Larissa, am început să studiez despre efectele negative ale produselor de curățenie din comerț și mă îngrozesc de fiecare dată când mai citesc câte un articol. Pot să folosesc uleiurile esențiale la curățenie? Când vine vorba de produse de curățenie, standardul industriei este de a folosi cât mai multe chimicale posibile. Noi facem lucrurile un pic diferit. Adică, ne credem în natură și avem produse naturale, fără chimicale. Uleiurile esențiale sunt foarte eficiente. Cu Tibbs Household Cleaner poți, doar 25 de euro, poți face peste 20 de sticle de produse de curățat universal, pe care să-l folosești din baie până în bucătărie. Pe mobilă, pe jucărie copilor, poți să speli rufele cu el. De când am început să folosesc uleiuri esențiale în loc de parfum, mă opresc oamenii prin magazine să mă întrebe cu ce m-am dat. Și o să auzi asta de la fiecare persoană din echipa mea. Am venit să râd, pentru că nu mă dau cu un parfum, mă dau cu mama natură. Toți ar trebui să mirosim așa și nu a chimicale pe care să le simți de la kilometri. Recunosc că noi ăștia care ne dăm cu uleiuri esențiale avem așa un aer de încredere în noi și crede-mă că uleiurile fac asta. Dacă nu am mai folosi uleiurile esențiale, am fi și noi în rând cu turma, neîndrăznit să ne ridicăm capul. Asta pentru că cei din echipa mea folosesc mult un ulei care se numește Valor, care inspiră curaj, îndrăzneală. Și cu toții vrem asta. Oamenii chiar vor să știe cum de mirosim a portocală proaspăt stoarsă sau a câmp de lavandă. Și le zicem că asta se întâmplă pentru că aroma vine direct din coaja de portocală. Vine direct din lanul cu lavandă. Și nu dintr-un laborator sau de la o firmă care a mai adăugat lucruri în acel ulei ca să te umească cu un preț mic. Uleiurile ieftine, care nu sunt pure, sunt neurotoxice, afectează creierul. Reține acest aspect. Larissa, ce ai observat tu după ce ai început să folosești uleiuri esențiale de cea mai înaltă calitate? Sincer, eu nu plec de acasă fără uleiuri. Adică prioritățile mele sunt uleiuri esențiale, laptop și telefon. Chiloți, ciorapi, haine, poate dinți, dar în oaia o fac din uleiul, nu trebuie. Deodorante, da, și pe ăla îl fac din uleiuri. Toate celelalte lucruri pot să le cumpăr. Dacă trebuie două picături de mentă te reînvigorează și te ajută să-ți termini treaba. O picătură de grapefruit în apă o să te ajute să bei mai multă apă în fiecare zi
și să nu ajungi, să ajungă organele tale să arate ca niște prune uscate, ține uleiurile aproape pentru momentele în care îți lipsește motivația. Am observat că ușor, ușor, încep să am un lifestyle sănătos. Hai, recunoaște că și tu, ca și mine, vrem să luăm cuim într-o casă care miroase bine. Adevărat sau adevărat? Cu uleiuri esențiale, tu poți să creezi atmosfera pe care o vrei. Cu două picături de scorțișoară, două picături de portocală, două picături de cuișoare, poți transforma o seară friguroasă într-o seară festivă, plină de căldură. Într-o zi, poți să aduci lanul de flori în casa ta cu luscious lemon. Într-o zi, poate vrei să stai toată ziua în pădurea cu pin. Sau lemn de cedru. Sau eucalipt. Sau brad. Molid. Îți promit că primul lucru pe care un om îl sesizează când intră la tine în casă este mirosul. Mirosul care poate să-l întrebe ce miroase așa bine? Sau să vrea să deschide geamurile? Asigură-te că uleiurile Young Living devin parte din familia ta cu doar o simplă inhalare. Poți fi în grădina bunicii, în excursia preferată, în cele mai frumoase și magice amintiri. Larisa, tu cum folosești uleiuri esențiale? Fac creme cu ele. De 8 ani, fața mea nu a mai văzut creme din comerț. Probabil de-aia și pielea mea arată așa de bine la vârsta mea. Se spune că ce pui acum pe tine, pe piele, se va vedea abia peste 10 ani. Le pun în detergent de rufe, în cremă prăjiturilor, la talpă, pe piept, în șampon. De fapt, am început să mă spăl cu detergent de vase. Auzi bine. Părul arată chiar foarte bine și ies ieftin. Le pun ser de față, la fundul găleții de gunoi pe o dischetă de machiantă, în dulapuri, pe umărașele de lemn. Asta îmi vine acum în minte. Ține în minte acest aspect. Uleiurile esențiale devin parte din viața ta de zi cu zi și pe măsură ce le folosești, o să te întreb în fiecare zi cum am putut să trăiesc așa de mult timp fără beneficiile lor. O să începi să investești în sănătatea ta. O să investești și o să te bucuri de natură. Și uleiurile cele mai bune sunt la Young Living. În lumea asta artificială, uleiurile sunt ca un clopoțel care ne aduce aminte că lucrurile cele mai frumoase sunt cele pure și simple. Îți promit că o să te uiți la natură cu recunoștință și apreciere pentru abundența pe care ne oferă. De fiecare dată când întinzi mâna după o sticlă de trandafir în loc de parfum sau folosești portocală în apă în loc de sucul de toate culorile, tu susții o lume în care oamenii și natura trăiesc în armonie exact așa cum au fost creați să fie. Înainte de a fi noi, au fost plantele, îmi place mie să spun. Un proverb vechi spune, călătoria de 1000 de mile începe cu primul pas. Tu, acum, ai de făcut acest pas spre tare de bine scop și abundență. Începe să folosești uleiurile și privește cum viața ta se va schimba în bine cu fiecare pregătură. Lasă-mi un comentariu cu ce ulei
Vrei să începi?